Așezat pe muntele măslinilor, Iisus le-a vorbit ucenicilor săi despre anii care aveau să urmeze. El privea la furtunile care aveau să se abată asupra tinerei biserici. Și privind în viitor, ochii săi puteau observa urgiile aspre și pustiitoare care aveau să-i lovească pe creștini în veacurile de întuneric care le stăteau înainte. Ești pe punctul de a descoperi istoria furtunii ce avea să se nască. Vei afla cauzele sale și vei face cunoștință cu generațiile de creștini care au murit sub furia persecuțiilor. Pentru a înțelege mai bine contextul apariției creștinismului pe fondul iudaismului și relațiile de început dintre cele două religii, vă invit să ascultăm explicațiile profesorului Traian Alba. Istoria iudeilor atinge un apogeu în prima parte a secolului I, prin domnia lui Irod, care a construit cel mai mult, a reușit să refacă regatul lui David, toate provinciile care aparțineau să le unească într-un regat foarte mare și puternic, iar treptat această situație privilegiată scade până în anul 70, când Ierusalimul va fi distrus împreună cu aproape toate cetățile iudeilor din toată țara. Deci asta e dezastru. Numai ce Ierusalim cu toate. Iar o foarte mare parte din populație a murit în război sau a fost vânduți ca sclavi. Așa că această situație privilegiată, puternică, a fost puternic îngenunchiată și umilită în anii 70. În perioada aceasta însă, ultimii ani de glorie ai iudeilor, în țara sfântă, pentru că erau mai multe provincii, era Iudeea, era Galileea, era Samaria, Perea, provincii iudaice, erau provincii populație mixtă, iudeo-păgână, în toată această țară apare o nouă sectă, apar creștini. Iar relația dintre iudei și creștini este una foarte tensionată. Iudeii acceptau orice sectă de-a lor, esenieni, îi acceptau, ziloții, îi acceptau, fariseii, saducheii, erau însă și esența lor. Însă, pe creștini nu i-au acceptat. Creștinii au fost persecutați de către iudei, chiar de la început, motiv pentru care mare parte dintre creștini au trebuit să fugă din provinciile iudeilor și să se răspândească de-a lungul Imperiului Roman. După anul 70, iudeii și creștinii erau confundați de populația Imperiului. Nu știa cine-i unii, cine-i alții. Ei îi priveau pe toți ca fiind iudei, pentru că aveau aceleași obiceiuri, aveau același stil de viață, proveneau cu toții din Iudeea, chiar dacă unii dintre creștini nu mai erau iudei, ci erau dintre neamuri, dar filozofia lor, religia lor, era o religie aproape asemănătoare cu cea iudaică. Persecuția creștinilor a început mai întâi din partea iudeilor, pentru că nu doreau să-L accepte pe Iisus ca Mesia și socoteau o puternică ofensă aceea că ei L-au ucis pe Iisus care era Mesia. Este era un lucru extrem de grav. Extrem de grav. Să îți ucizi regele salvator trimis de Dumnezeu. Și iudeii nu au putut accepta această ofensă și din motivul acesta creștinii au fost persecutați. O cauză foarte importantă a apariției și întețirii persecuției romanilor împotriva creștinilor a fost dezvoltarea cultului imperial. Persecutarea creștinilor de către romani a venit mult mai târziu. Și ea a venit pe fondul ridicării cultului imperial. Fiindcă împărații romani, începând cu Domitian, au început să accepte conceptul oriental de împărat divin, de origine divină. Împărat căruia să îi se aducă închinare ca unui zeu. Și acest Domitian este primul împărat care pretinde să îi se aducă închinare, adică să pui tămâie
pe altarul dedicat lui. Păgânii nu aveau probleme, se închinau la o mulțime de zei, nu era problemă că mai pune doi stropi de tămâie și pe altarul împăratului. Nu era problemă. Problema era pentru creștini. Nu era problemă nici pentru iudei, fiindcă iudeii erau scutiți de acest lucru, fiindcă, prin definiție, ei erau un popor monoteist. Și atunci, creștinii rămân pe din afară. Păgâni nu sunt, pentru că nu acceptă politeismul, iudei nu sunt, ca să spună suntem iudei, pentru că iudeii îi respingeau, îi repugnau, spună nu, ei nu sunt ai noștri, și au rămas la mijloc. Și atunci ei au fost persecutați, pentru că nu avea nimeni cine să îi apere. Marius Mitrache a punctat pentru invincibilii câteva dintre cauzele politice, religioase și economice ale persecuțiilor. În ceea ce privește cauzele persecuțiilor, ele sunt variate, deși putem să identificăm și cauze politice și religioase și economice, totuși este foarte greu să le separăm, deoarece în Antichitate în special, dar și în prima parte a erei creștine, avem de-a face cu un amestec de politic și religios. Practic, în foarte multe state, politica statului era religia și religia era politica statului. Ca exemplu, putem lua cultul împăratului. Avea conotații religioase, dar era o politică de stat. De aceea și creștinii au avut foarte mult de suferit din această pricină, pentru că împăratul cerea să fie onorat ca zeu, sau chiar și strămoșii împăraților sau împărații precedenți care muriseră și fusese ridicați la rangul de divinități. Creștinii, refuzând acest lucru, era foarte clar că erau percepuți ca fiind anti-guvern și fiind sabotorii statului. Se pare că poporul iudeu mituia foarte mult pe romani și astfel scăpau de aceste lucruri. Într-adevăr, dacă mergem în istorie, întâlnim și creștini care au plătit certificatele libelus numite, le-au plătit pentru a scăpa de a arde tămâie împăraților, însă acest lucru era tot un compromis, evident. Putem identifica și aspecte sau cauze economice ale persecuțiilor. Chiar și un exemplu biblic putem lua în Fapte, în capitolul 19, răscoala argintarului Dimitrie este locventă și este clar că odată ce creștinismul lua amploare, templele păgâne și religiile păgâne suferau și pierderi financiare. Și descoperim că, până la urmă, nu atât patriotismul și dragostea față de religiile lor îi determinau la revoltă față de creștini, cât interesul financiar. Un alt element foarte interesant este și viziunea diferită a creștinismului despre sclavie. Să nu uităm că sclavia era cumva fundamentul sau baza pe care se construia toată economia mondială. Ei erau forța de lucru. Și din moment ce principiile creștinismului au lucrat ca un ferment la desfințarea sclaviei sau cel puțin la o schimbare a relațiilor dintre stăpâni și sclavi, acest lucru a fost marcat, remarcat de către împărați și nu a plăcut acest lucru. Un alt element foarte important este percepția greșită pe care societatea o avea față de biserica creștină. Faptul că oricum era o biserică ilicită în acea vreme, se aduna în ascuns și realizau serviciile de închinare în ascuns, erau percepuți ca fiind canibali, ca omorând copii și aceste percepții greșite au încercat să fie reparate de către mulți apologiți ai bisericii, însă a trecut foarte multă vreme până când societatea, într-adevăr, reușea să înțeleagă faptul că creștinii nu erau antisociali. Însă, acest lucru este foarte clar că a provocat pierderi multe în rândul creștinilor și cu timpul, cu cât creștinii se înmulțeau și mai ales când oameni din casa împărătească deveneau creștini, cumva și percepția se schimba funcție de cât de departe ajungea creștinismul. Dacă nu știi ce înseamnă fiscus iudaicus, vei afla chiar acum. În plus, vei descoperi cât de periculoși erau creștinii pentru puternicul Imperiu Roman. Persecuțiile împotriva creștinilor s-au întețit și datorită acuzațiilor iudeilor. Aceasta fiind o sursă. Deci iudeii îi acuzau pe creștini în fața autorităților romane.
Al doilea motiv al persecuțiilor a fost că, după al doilea război al iudeilor cu romanii, din anii 132-135, romanii au impus un impozit special asupra iudeilor. Ei erau împărțiți în tot imperiul, împrăștiați în tot imperiul, erau destul de bogați și atunci romanii au pus un impozit numit Fiscus Iudaicus. Creștinii, fiind socotiți că sunt și ei iudei, li s-a impus și lor acest Fiscus Iudaicus, adică acest supraimpozit. Acum gândiți-vă că dacă eu plătesc, să spunem, 25% din câștigul meu, plătesc taxe la stat și mai vin încă 10%, nu prea îmi convine. Fac tot ce pot să scap de acest impozit. Și atunci creștinii s-au dus la autorități și au spus, noi nu suntem iudei, noi nu avem nimic cu iudei. O mare parte dintre ei nici nu mai erau iudei, erau dintre neamuri. Și odată cu Fiscus Iudaicus a început să se facă distinția clară între iudei și creștini. Creștinii fiind acum cei care doreau să se despartă cu multă claritate de iudei. Acesta a fost al doilea motiv care a condus la persecuția împotriva creștinilor. Pentru că de acum încolo creștinii erau identificați de către romani ca o grupă aparte. Ce au gândit romanii, prea exact, n-am putea spune. Oricum, timp de 200 de ani, romanii au văzut în acești creștini un pericol. Și dintr-un anumit punct de vedere, era un pericol. Imperiul roman era bazat pe imoralitate, pe idolatrie foarte mare, pe o mulțime de lucruri nu prea curate, în timp ce acești creștini erau un model de corectitudine, de cinste, de moralitate. Ei au introdus pentru prima dată în istoria omenirii ceea ce am numit astăzi sistemul social de ajutorare. Ei au format primele orfelinate, în sensul modern al orfelinatelor. Ei erau oamenii care mergeau până la sacrificiul suprem, viața, ca să-ți ajuți aproapele, dragostea. Un imperiu bazat pe forță, pe forță brută, pe legi fără suflet. Când se întâlnește cu o grupă puternică care este bazată pe dragoste, pe bunătate, normal că se simte ofensată, se simte amenințată. Și cred că în această ideologie, în aceste doi poli opuși, a stat decizia multor împărați, nu toți au fost, multor împărați romani de a nimici această sectă. În cadrul emisiunii am introdus un calup cronologic cu scurte informații despre cele 10 valuri de persecuții anticreștine. Nero a fost primul persecutor remarcabil al creștinilor, născut în anul 37. Sub domnia lui, persecuția contra creștinilor a cunoscut momente crude. Creștinii erau aruncați fiarelor în arene și sfâșiați de către acestea. Alții erau arși pe rug și martirizați în multe alte feluri. Nu putem ști exact numărul martirilor, dar se apreciază a fi fost un număr foarte mare. Printre aceștia au fost și apostolii Petru și Pavel. Pentru că nu se cunosc martiri și în altă parte, se consideră că persecuția a avut loc doar în Roma. Decretat de senat ca dușman public, a fost condamnat la moarte la 9 iunie 68. Nero se sinucide rostind cuvintele, ce mare artist piere. După persecuțiile împăratului Nero, urmează o altă serie de persecuții sub împăratul Domitian. El este caracterizat ca fiind un om ambițios și foarte gelos, dar mai ales răzbunător. Domitian se autointitulează ca fiind Dominus et Deus și guvernează pe baza despotismului, la fel ca și Nero. El a persecutat și rude, cum ar fi vărul său și soția acestuia. Persecuția lui a fost scurtă, el căzând victimă unui complot. Împăratul Traian a domnit între 98 și 117.
s-a născut în sudul Spaniei în anul 53, fiind un foarte bun militar și administrator. Se spune că după Iulius Cezar era cel mai bun cuceritor. Era drept și cinstit, dar cu toate acestea a fost un persecutor. De ce? Între 111 și 112, Pliniu cel Tânăr i-a trimis câteva scrisori în care îi spunea următoarele. Creștinii nu vor să mai meargă la temple și nu vor să mai cumpere animale, iar sărbătorile nu mai sunt respectate. Prin urmare, Traian ia decizia ca acești creștini să fie persecutați. În concluzie, creștinii erau persecutați nu pentru că ar fi călcat vreo lege, ci pentru că purtau numele de creștini. Al patrulea val de persecuții a avut loc în timpul împăratului Marc Aureliu. Se pare că el a venit pe scaun de domnie într-o perioadă destul de tulbure în viața Imperiului Roman. Erau anumite schisme în cadrul poporului. El a reușit să creeze pace. În același timp, se pare că acest împărat a avut mult de furcă cu o plagă adusă de către armatele sale. Persecuția din timpul lui Marc Aureliu a fost destul de aprigă. În timpul ei a murit și cunoscutul Policarp, episcopul Spinei, care a fost un ucenic al lui Ioan. Ceea ce este interesant este faptul că Marc Aureliu a dat și un edict de toleranță al creștinilor, lucru mai rar întâlnit la împărații romani, dar se pare că acest eveniment de toleranță a fost marcat de către o biruință pe care a obținut-o și cel puțin circula vestea că această biruință se datora în exclusivitate creștinilor care s-au rugat pentru armatele sale și au scăpat de secetă. Acest edict de toleranță a fost cumva o recunoaștere sau mai degrabă un act de recunoștință din partea împăratului în favoarea creștinilor. Acest eveniment s-a întâmplat în anul 174, când el a dat acest edict în favoarea creștinilor. Dar mai târziu, cumva, el a revenit și a mai avut momente de persecuție ale creștinilor. Al cincilea val de persecuție a avut loc în timpul domniei lui Septimius Sever. În timpul domniei sale, în anul 197, a izbucnit o puternică persecuție în Africa din cauza unor revolte în Orient. Ca martiri au fost printre alții și Leonida, tatălui Origen, Potamiana și un soldat pe nume Basilide, căruia încercând să o protejeze pe aceasta, i-a fost tăiat capul. Au mai fost martirizați și episcopul Irineu și Haralambie. A șasea serie de persecuții împotriva creștinilor a fost făcută de împăratul Maximus. El a făcut o strălucită carieră militară, având și o puternică forță fizică. El este omorât de către soldați din Italia pe când încerca să cucerească Aquileia. El declanșase o persecuție împotriva clerului creștin. Eusebiu din Cezarea spunea că Maximus a poruncit uciderea conducătorilor bisericii vinovați de învățătura cea după Evanghelie. La Roma sunt exilați doi episcopi rivali, Ponțian și Ipolit, care au murit în Sardinia. În Orient, preotul Protoctist, diaconul Ambrozie și mulți alți creștini. Împăratul Decius a domnit între 249 și 251. El dorea distrugerea creștinilor, spunând că reprezintă un element distructiv. Prin urmare, hotărăște persecuția generală a creștinilor. În anul 249 a dat un edict de persecuție în care spunea că indiferent de vârstă sau stare socială, erau obligați să vină și să apostazieze. Celor care fugeau, li se confiscau averile și când se întorceau, dacă erau prinși, erau omorâți. Foarte mulți creștini din nefericire au apostaziat. Cu toate acestea, împăratul și-a dat seama că biserica nu poate fi distrusă. Pur timp, împăratul a murit în lupta cu goții. Al optulea val de persecuție a avut loc sub domnia lui Valerian. Ca persoană, era cinstit și onest, dar foarte ușor influențabil. La început el a tolerat pe creștini, dar influențat de Macrian, un păgân fanatic, Valerian dezlănțuie persecuția împotriva creștinilor, considerând că din averile lor va putea acoperi o parte din deficitul economic al Imperiului. Acesta emite edictul din anul 257 și 258,
prin care îi obligă pe creștini să aducă sacrificii zeilor și prin care le confiscă averile. Martirii au fost atunci episcopul Sixt al II-lea a Romei, Ciprian al Cartaginei, diaconul Laurențiu. În Africa, 153 de creștini au fost aruncați într-o groapă cu var nestins, iar alții au fost fâșiați și arși. Al doilea val de persecuții a avut loc în timpul împăratului Aurelian. Acesta se încadrează în clasa celor ce s-au intitulat în timpul vieții Domn și Dumnezeu. Acest titlu și l-a rogat tocmai datorită faptului că a reușit să reunifice Imperiul Roman și mai mult decât atât era împăratul care se închina zeului Mitra și a promovat mult acest cult, cult ce va fi întâlnit și mai târziu în viața împăraților romani. În anul 274 dă un edict de prigonire al creștinilor, dar este asasinat un an mai târziu, ceea ce a dus la, cumva, la stoparea persecuției, o stopare temporară a persecuției. Ultima și cea mai teribilă persecuție, cea a lui Diocletian, din anii 303-313, a fost groaznică. Au murit mii și mii de creștini în persecuția aceasta. Le mulțumim profesorilor și studenților de la Institutul Teologic Adventist din Cernica pentru această succintă prezentare. Iar acum vă invităm să urmăriți dialogul dintre Gabi Iarca și invitații săi. Continuăm prezentarea capitolului numărul 2 din Tragedia Veacurilor și alături de mine se află domnul pastor Valentin Filimon, bine ați venit. Mulțumesc. Și domnul pastor Felix Mușat, bine ați venit. Bun găsit. În urma materialului vizionat cu privire la persecuții, aș vrea să vă întreb care este motivul pentru care aceste forme de persecuții au reprezentat un deliciu sau o încântare pentru masele de oameni care erau prezente acolo. Domnul Felix Mușat. Trebuie să remarcăm faptul că în timpul respectiv, în societatea unde începea să crească creștinismul, nu aveau prea multe forme de distracție, să spunem, de entertainment. Așa că atunci când începea o prigoană, un val de prigoană, așa cum am văzut până acum, era momentul de fascinație, era ieșirea din decor și acum urma ca fiecare să vadă ceva nou. Trebuie să remarcăm faptul că probabil la unii funcționa și simțământul dreptății. Creștinismul fiind prezentat ca o religie a atrocităților, ca niște oameni care meritau moartea în cele mai groaznice chinuri, pentru cei care poate ar mai fi avut un dram de conștiință, faptul că vedeau pe niște oameni vinovați primindu-și pedeapsa, chiar dacă era vorba de chinuri, era probabil un simț al dreptății, al echității și considerau că este bine. Deci să înțeleg că atât de mult îi urau ei pe creștini și motivul religios atât de mult îi consternau pe ei încât îi doreau astfel de lucruri pentru creștini? Da. Și considerau că ăsta e modul cel mai corect de a se face dreptate? Probabil că da și aceasta este una din motivele pentru care făceau lucrul acesta, dar trebuie să remarcăm și faptul că ei erau și niște oameni care erau obișnuiți cu violența. Participau adesea la lupte în arene, observau gladiatorii și faptul că începeau anumite prigoane în momentul acesta, pentru ei erau delectare. Înțeleg. Pur și simplu. Domnul Valentin? Se pare că mai este și un alt aspect, acela că omul căuta ceva care să-l provoace și mai mult. Pentru cei mai mulți aveau parte de mese festive, aveau parte de distracții de tot felul, era o decădere a comportamentului în societatea Imperiului Roman și acum acesta era lucrul și mai senzațional pe care vreau să-l trăiască. Să vezi oameni vii care ardeau ca niște torțe, să vezi niște oameni care erau alergați de animale sălbatice. Tocmai și era distracția. Ceva mai mult decât primiseră până atunci. Înțeleg. Tocmai asta vreau să vă întreb acum. Care au fost formele de prigonire împotriva creștinilor? Desigur, sunt mai multe forme, începând de la crucificare, așa cum știm foarte bine că însuși Domnul Iisus Hristos a avut parte de lucrul acesta, continuând cu alte forme, acelea care aveau loc în arene, sub privirile multor spectatori, sute sau uneori chiar mii, erau creștinii alergați de animale sălbatice, erau aruncați în fața gladiatorilor și aceștia trebuiau să-i ucide în așa fel încât să stârnească bucuria tuturor celor care priveau. Erau adevărate sărbători, să înțeleg, astfel de scene. Și
ocazii de distracție, ocazii care producea plăcere, se pare, celor care urmăreau. În același timp, pentru a amplifica momentul acela și situația, de multe ori creștinii erau îmbrăcați în piei de animale, asta să placă și mai mult privitorilor, dar în același timp să atâțe, să provoace pe animalele sălbatice să-i atace. Alte forme erau acelea de ardere pe rug, schingiuire sub diferite forme. Am înțeles. O altă întrebare pe care aș vrea să vă adresez este cu privire la dovezile arheologice care atestă aceste prigoniri, și anume catacombele de la Roma. Care este modul în care ați putea să descrieți aceste catacombe? Domnul Felix? Catacombele, în mod special, aveau funcția de cimitire. Erau anumite cimitire care inițial au fost făcute în stâncă, săpate, ca niște nișe, cu timpul a trebuit să fie subterane. Așa se face că sunt mai multe orașe în Italia și probabil cel mai important Roma, unde în subsolul orașului se află o galerie foarte mare de astfel de catacombe. Catacombele au fost prevăzute în mod special pentru îngroparea celor care erau în primul rând creștini și apoi și alții au decurs la această modă de a depune corpul. Cine au fost cei care au făcut aceste galerii? Creștinii? Prima dată au fost făcute de romani, s-au bucurat de ele creștinii, au fost folosite ca o măsură de ascundere. Trebuie să remarcăm faptul că aceste galerii erau foarte vaste. Nu era ceva ce ne putem închipui noi, niște gropi micuțe unde se punea un sicriaș, ci se întindeau pe câțiva kilometri, poate chiar zeci de kilometri. Erau supraetajate, avem catacombe care erau cu un singur nivel, chiar până la 5 niveluri. Ele au fost construite în așa fel încât în centru să fie mormintele celor mai bogați. Acolo se făcea și o anumită ieșire spre exterior, locul respectiv era ventilat și de cele mai multe ori chiar luminat. Pe când pentru cei mai sărmani, pentru cei care făceau parte dintr-o clasă inferioară, mormintele se găseau undeva la marginea catacombei, în locurile mai întunecoase, și se pare că mai ales creștinii au căutat să se ascundă în locurile acestea. Să înțeleg din descrierea dumneavoastră că o altă formă de prigonire a fost și aceea de a fi deposedați de ceea ce ei aveau, de case, de bunuri și așa mai departe. Practic, ei cu ce mai rămâneau? Care mai era modul lor de a trăi? Acesta este unul dintre motivele pentru care creștinii au fost nevoiți să recurgă la aceste tunele subterane, pentru că ei nu aveau prea multe posesiuni materiale. Și pentru a cumpăra un teren unde să mormântezi pe cineva, era nevoie de sume mari de bani în perioada aceea, și mai ales că ne aflăm încă la Roma, unde cetatea eternă era un loc destul de scump. De aceea au recurs la această modalitate. Dar mai este un aspect, acela că romanii aveau obiceiul să incinereze pe cei decedați. Pe când creștinii considerau că la momentul învierii trupul va fi înviat, conform cu învățătura Scripturii. Și tocmai de aceea ei vreau să păstreze și acest lucru, așezat frumos într-un mormânt, așezat undeva, pentru ca momentul acela mare al învierii să găsească și să poată fi ușor de trezit la viață cel credinciosul care a decedat acolo. Să înțeleg că una dintre motivațiile sau una dintre speranțele cu care ei se hrăneau pentru a putea rezista era aceea că va veni o zi în care vor învia și vor primi o răsplată? Da. Domnul Felix. Absolut. Ei, așa cum știm de la ucenicii, știu, îi credeau în înviere și asta o așteptau. Și chiar dacă se aflau într-un loc în care probabil rudele, apropiații, erau puși până la înviere, ei știau că îi vor revedea. Era foarte dificil să faci parte din biserica primară. În vremurile respective, probabil că se țineau cam două evidențe. Cei care intrau în biserică și primeau botezul, fiind foarte mulți, nu puțini, și o a doua evidență erau cei care mai ieșeau prin martiraj. Și probabil că primele lucruri pe care le discutau când se întâlneau acolo în galerii de desubt erau să se întrebe cine mai e nou, cine mai e fratele nostru, să ne prezentăm unii altora, și apoi un moment de respect și de a memora sau de a vedea cine a mai trecut la odihnă fiind martirizat.
foarte dificil. Da, ați anticipat următoarea întrebare care vreau să o pun. De fapt, mi-ați creat ocazia de a putea să o pun. Și anume, de ce aceste greutăți nu i-au doborât, ci mai mult i-au făcut să fie și mai uniți și a întărit și mai mult în credință? Care e, cum să spun eu, secretul acestui lucru? Cred că și tinerii au fost uimiți când au citit de lucrul acesta. I-au făcut și mai tari și nu i-au doborât. Care e secretul? Ei aveau o convingere. Credința creștină nu era ceva impus, nu era nici ceva, pentru ei cel puțin, nu era ceva dobândit prin naștere, ci era ceva ce ei au ales. Au ales din proprie convingere și ca o dorință de a dobândi ceva mai bun, pentru că credința creștină arăta spre un viitor, și anume viața veșnică oferită de Bunul Dumnezeu prin Harul Său. Acest lucru, această motivație îi determina să meargă până la capăt. Capătul pentru mulți a fost chiar viața, fie într-o formă de persecuție, fie prin statornicia credinței lor. Acum, în catacombele acestea, cei ce erau martirizați aveau un loc special și de multe ori relatările atestă faptul că se făceau anumite servicii de reamintire a celor care au plătit cu viața lor credința creștină. E un lucru interesant pe de o parte, pentru că astfel întărea pe ceilalți că drumul acesta este un drum ce necesită o hotărâre, o determinare. Și asta îi făcea să vadă că, întâlnindu-se acolo în subteran, ei nu sunt singuri. Ei nu sunt singuri, ci se întăreau unii pe alții și chiar dacă aveau în față primejdii, nu îi speria, ci din contră îi determina să lupte cu mai mare întârziere. Domnul Felix, au rămas toți tari în situația aceasta? Ar fi frumos să spunem că da. Dar se pare că au fost și oameni care s-au temut. S-au temut poate de propria moarte. Au fost unii care au retractat în fața morții, în fața rugului. Ce li s-a promis contra acestei... sau împotriva retractării, li se promitea faptul că vor fi iertați de orice vină, erau apoi declarați cetățeni cu drepturi totale, liberi, și nu mai exista nicio amenințare sau nicio formă de blestem asupra lor. Însă, cei mai mulți dintre ei, și asta trebuie să o recunoaștem, și izvoarele istorice ne spun lucrul acesta, nu au retractat. Chiar dacă în momentele în care poate erau puși pe cruce și trebuiau să înceapă să cânte, ei mărturiseau pe Hristos de acolo. Iar torționarii, nesuportând această evanghelizare publică în momentul morții, de cele mai multe ori le smurgea limba, cu scopul de a închide gura înainte ca să mai spună ceva și înainte ca ceilalți care ascultau să se poată converti la rândul lor. Cred însă că mai era și un aspect psihologic în întărirea aceasta împotriva persecuției, a prigoanei. Faptul că cineva luptă împotriva ta și împotriva convingerilor tale, probabil că naște în mintea și în psihicul tău cele mai mari capacități pentru a rezista și pentru a-ți întări lucrul acesta. Și cred că la ei mai funcționa ceva. Faptul că aveau un exemplu suprem. Însuși Domnul Iisus Hristos a fost martirizat, dacă putem spune felul acesta, a fost crucificat pentru un crez și pentru că a vrut să fie altfel. Și el a spus că dacă pe mine m-au prigonit, absolut, sigur și pe voi. Vreau să spuneți ceva, domnul Vărnic. Există o relatare în ceea ce privește posibilitatea ca unii dintre credincioși să renunțe și să aleagă o cale mai ușoară. În timpul persecuției Decius, se libera un certificat celor care aduceau o dată pe an jertfă pe altarul genului roman, genului împăratului roman. Cel care aducea această jertfă putea fi considerat liber de orice acuzație și putea să profeseze orice religie în particular, nimeni nu-l deranja. Deci un simplu gest? Un simplu gest și totul era rezolvat, el era un om liber, era liber de orice acuzație. Acest certificat, libelus, îi dădea omului multă libertate, dar în același timp făcea să îi se încarce conștiința. Acum probabil că unii dintre credincioși au fost ispitiți, poate că unii au și recurs la așa ceva, însă tocmai aceasta dovedește faptul că înverșunarea
vrăjmașului lui Dumnezeu este mare de a provoca pe cel credincios și a întinde o posibilitate de a veni de partea lui și de a nu rămâne de partea lui Dumnezeu. A fi creștin, a fi credincios, înseamnă un act de decizie. Și actul deciziei și al hotărârii se întărește în timpul persecuției și n-ar trebui să scadă. Am înțeles. Cum trebuie să privesc libertatea astăzi pentru ca nu cumva să fac și eu un compromis cum a făcut ceilalți? Ceilalți de dragul, adică cei din timpul acela, de dragul libertății, au făcut un compromis. Există riscul ca și eu și noi, cei din societatea contemporană, să facem anumite compromisuri pentru libertatea pe care o avem? Sau datorită acestei libertăți? Dacă am spus că, de fapt, persecuția este cea care întărește în loc să dezbine biserica, se pare că realitatea pe care o vedem este faptul că libertatea și această independență, să poți face ce vrei, să crești ce vrei, să-ți desfășori orice activitate, generează tocmai opusul persecuției. În vremurile acestea, se pare că credința celor mai mulți oameni scade. Se fac anumite compromisuri. E adevărat, cum spuneați în întrebare, unii o fac de dragul păcii și a libertății. Decât să mai fiu persecutat, să fiu alergat, să existe poliție care să mă urmărească, mai bine dau o declarație, spun că nu cred așa ceva, deși poate în mintea mea vreau să continui să cred, și asta înseamnă, exact cum spunea Valentin, o încărcare a conștiinței. Dar dacă este să vorbim de această posibilitate de a retracta ceva în schimbul libertății, cred că este pentru oricine un eșec. O credință care a dat înapoi în momentul în care cineva o încearcă, în momentul în care cineva poate pune problema vieții în joc, probabil că acel creștin va rămâne pentru totdeauna cu un gând: ce ar fi fost dacă n-aș fi dat înapoi? Satana, de regulă, vrăjmașul lui Dumnezeu, oferă o alternativă la ascultarea de Dumnezeu. Această alternativă poate să aibă multe forme. Pentru noi cei de astăzi, alternativa aceasta nu mai are formele pe care le-a avut la momentul respectiv despre care discutăm, dar are alte forme. Însă este o alternativă la ascultarea de Dumnezeu. Cei persecutați au fost cei care au rămas de partea lui Dumnezeu. Și astăzi același lucru rămâne valabil. Sunt unii oameni care vor rămâne de partea lui Dumnezeu, dar sunt unii care vor fi atrași de alternativa aceasta, poate fi foarte, foarte provocatoare și plăcut. Bun. În final, în urma citirii acestui capitol, cum să înțeleg eu viața de creștin? Una frumoasă, cu împliniri, cu bucurie, cu pace sufletească? Sau una cu greutăți, cu astfel de prigoniri? Sau un echilibru dintre ele? Domnul Valentin sau domnul Felix, cum vedeți, sau cum am putea să înțeleg eu ca tânăr viața de creștin? Chiar dacă pare un paradox, viața de creștin va trebui să fie un echilibru între cele două. Atât liniște, pace, bucurie, dar și durere, probabil împotrivire din partea celorlalți. Cunosc mulți tineri care trec prin momente dificile, care au primit împotrivirea familiei pentru că au urmat o cale a lui Hristos. Sau la școală. Sau la școală. Da. Să primești un anumit stigmat pentru că ești altfel, ești pocăitul, nu ești normal, cum suntem toți. Dar cred că lucrul acesta este cel care naște satisfacție și bucurie. Și ideea că probabil va veni și o vreme în care cei care au fost prigoniți la infinit vor fi răsplătiți. Credința creștină este o credință a împăcării. Împăcare înseamnă pace, înseamnă eliberare, înseamnă bucurie. Împăcare, în primul rând, reprezintă împăcarea omului cu Dumnezeu, a tânărului, a adultului, a oricărei persoane. Dar în același timp, Domnul Hristos a spus că n-am venit să aduc pace, am venit să aduc sabie. De ce lucrul acesta? Pentru că în momentul în care un om se hotărăște să trăiască o viață imaculată, o viață de ascultare de Dumnezeu, cu principii clare, va intra în mod automat, va intra în contradicție cu tot ceea ce oferă și cu tot ceea ce fac ceilalți, cu tot ceea ce oferă lumea. Același lucru se întâmpla și în momentul respectiv. De multe ori creștinii erau persecutați pentru că comportamentul lor curat era o mustrare permanentă față de comportamentul societății romane decăzute. Și același lucru se poate întâmpla și acum. Însă, în esență, credința creștină și viața de credincios este o viață a bucuriei în cel ce ne este mântuitor. Și în mod ciudat, spune în Scriptură, că ei găseau plăcere în a fi prigoniți. Ce părere aveți, domnule Felix? Simțeau că sunt pe calea bună.
pentru că spunea cineva o vorbă, dacă nu găsești împotrivire pe drumul pe care mergi, este posibil să mergi pe drumul împotrivitorului și să împarți aceleași convingeri alături de el. Avem impresia că dacă va fi vreo ocazie în care va trebui să plătesc pentru credința mea, să fiu convins de acum că o voi face. Dacă nu-mi iau decizia aceasta de acum și acum pentru că suntem tineri și studiem despre invicibili și despre oameni care au dat sângele lor pentru Hristos, cred că va trebui să ne spunem, așa cum au spus cei trei tineri, chiar dacă Dumnezeu va îngădui un rug, o cruce, o închisoare, bătaie, violență, nu știm ce, noi tot nu ne vom închina, ci vom rămâne lângă Dumnezeu. De săptămâna aceasta am studiat despre niște invincibili. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Ne-a făcut plăcere să fim împreună. Până data viitoare, fiți invincibili! Deși plină de cruzime, perioada persecutării creștinilor de către romani a fost una dintre cele mai frumoase din istoria creștinismului. Să urmărim împreună concluziile. Prima consecință a persecuției a fost că Biserica creștină s-a întărit. Biserica creștină a rămas unită și foarte puternică. E un paradox. Cu cât persecuția e mai mare, cu atât credința este mai puternică. Păgânii nu au reușit să distrugă creștinismul prin persecuție, dar a reușit să se distrugă pe sine. Creștinii au ieșit biruitori din persecuții. I-a făcut să fie o biserică curată. Lucrul acesta nu întâmplător este prezentat de Ioan în Cartea Apocalipsei, în cea de-a doua perioadă a bisericii, biserica din Smirna, unde se spune, vei avea un necaz de 10 zile, însă fii credincios până la moarte și vei primi cununa vieții. Este perioada cea mai frumoasă a creștinismului, dintr-un punct de vedere. Din punctul de vedere al credinței, al moralității, e de dorit să poți să fii un creștin la o înălțime atât de mare. O mulțime de exemple, de modele, de bărbați, tineri, femei, fecioare, care au murit pentru Hristos, refuzând să facă măcar un singur gest, să pună tămâie pe un altar. Pentru că au refuzat acest gest, au preferat mai degrabă să moară ca martir pentru Hristos. Aceasta este perioada persecuției, care se va încheia în 313 cu primul edict de la Milan, dat de Constantin cel Mare. Vom încheia cu două fraze din cartea Tragedia veacurilor. Primii creștini au fost cu adevărat un popor deosebit. Comportamentul lor fără reproș și credința lor neclintită era o mustrare continuă care tulbura pacea păcătoșilor. Așadar, vă provocăm și pe voi. Fiți deosebiți, fiți ireproșabili, fiți credincioși, fiți invincibili.